Salutare, oameni buni, și bine v-am găsit la episodul numărul 8 din cariera noastră cu Dortmund. Suntem în primăvara europeană, avem niște meciuri foarte grele în episodul de astăzi, așa că nu vreau să pierdem foarte mult timp. Hai să-i dăm bătaie! Până un alta, voi nu uitați să apăsați și pe butonul de like, pe butonul de subscribe, că mă ajută. Dacă mai vreți episoade din cariera cu Dortmund, scrieți în comentarii dacă vreți transferul, ce transferul să mai facem. Aruncăm un ochi peste calendar, vedem că suntem în luna aprilie. Avem o manșă tur-retur cu cei de la Porto. Un match, părerea mea, foarte, foarte ușor, dar o să-l jucăm tur-retur, pentru că așa îmi doresc eu în episodul ăsta, să jucăm tur-retur cu Porto. În episodul viitor o să jucăm tur-retur cu următoarea și după care în episodul final jucăm finala, în cazul în care reușim să ajungem în finala Champions League. Cam așa arată și celelalte meciuri din Champions League: Porto cu Borussia Dortmund, Lazio cu Bayern, Paris cu Atletico, City cu Inter. Meciuri de foc, meciuri de foc în Champions League. Sperăm să treacă mai departe Borussia, Bayernul, PSG-ul și probabil City-ul. Eu pe astea merg. Scrieți și voi în comentarii cine credeți că o să treacă mai departe la finalul acestui episod. De asemenea, în campionatul ne clasăm foarte bine, suntem la 6 puncte distanță de lider, la un punct sub locul 2. E foarte greu să apucăm acum locul 1, trebuie să câștigăm toate meciurile, să nu ne mai încurcăm. De asemenea, Bayern nu ar trebui să se încurce și ea, măcar vreo două meciuri să le piardă, noi să câștigăm. Dar asta putem vedea doar dacă continuăm să avansăm în sezon. Avem o simulare importantă împotriva celor de la Stuttgart, un meci în care trimitem și câteva rezerve pentru că trebuie să odihnim, pentru că urmează meciul ăla din Champions League. França, Ademi, Rațiu, Ibanez sunt rezervele pe care noi le băgăm în luptă. Rămâne totuși Brandt, rămâne Leva, rămâne Malen, Schlotterbeck, Madsen. Hai să vedem dacă reușim să avem o victorie, te rog. 2-1, Madsen și Malen. Foarte bine, mă bucură foarte mult faptul că noi reușim să câștigăm. Ademi ia un galben, Bayern nu câștigă și ei, păcat. Reușim să facem o înțelegere pe 33,5 milioane pentru Fulcru, incredibil. Nu mă așteptam să mai vină ofertă pentru el. Oferte de la Leverkusen, interesant, să vedem, poate și pleacă. Urmează și primul meci împotriva celor de la Porto, mergem până în Portugalia, la ei acasă, pe Stadio de Drago. Primitem în teren o echipă mai de rezerve cu Mukoko, Sancho, Roy, Sabitzer, Man, Enmeka, Ben Sabaini, Trăgușin, Schüle, Reisson și Kjobel. O echipă puțin mai schimbată, să zicem așa. Dăm play, 4 minute, work class, să vedem dacă ne descurcăm cu ceea ce avem în teren. Din păcate, o repriză în care dominăm, suntem peste Porto, avem 9 șuturi, 3 pe poartă, au blocat foarte, foarte multe șuturi, 5 șuturi din alea 9 sunt blocate. 0-0 la pauză, din păcate nu ține cu noi, pur și simplu avem un ghinion teribil, să zicem așa. Notele la fel nu stau deasupra noastră, suntem foarte, foarte slabi în teren. Ce recuperare bună aici și avem un contraatac foarte frumos. Foarte frumos contraatacul ăsta, Sancho, Sancho, Sancho pentru Mukogol. Mukogol. Cât de bine, Mukoko. Ce greu am reușit să marcăm. Cât de mult timp ne-a trebuit să dăm acest gol. Ne-am chinuit extrem de mult cu Porto, o echipă care n-ar fi reprezentat atât de multă putere, atât de multă frică. O echipă care o vedeam mică, o vedeam, am privit-o de sus și am intrat în teren și vedem că suntem sub ei la capitolul orice, practic. Deși dominăm, se menține foarte bine Porto, dar Youssoufa Moukoko reușește să marcheze un gol în 4 meciuri. Schüle, bărbatul, închide dulapul. Penalti făcut ca dracu. Nu-l consider faul pentru că a fost o interacțiune om în om, dar s-a dat penalti la așa ceva aparent, pentru că eu doar am intrat în el și am făcut tecăl în stânga. Ce să mai zic? Sperăm să apere Kjobel. Kjobel, Kjobel, Kjobel dă pe centru, incredibil. Porto egalează. 4 minute ne-am putut bucura. 4 minute ne-am bucurat de fază și Porto reușește să egaleze la câteva momente distanță. N-am zis că dă pasă mai repede și fac o schemă acolo, dar nu. Suntem taxați. N-am fost în stare să profităm și suntem taxați în momentul ăsta. Drăgoșin un tackle bun, dar n-a putut să intercepteze mingea.
Ce bine a plasat, ce bine a plasat mingea asta. Porto. Surpriza sezonului. Wow. Reson avansează de mult singur. Are aici în bandă, dar nu. La ce mă, ce mă joc aici? Bă, bă, băiatule, băi. Nu se leagă nimic, mă, în echipa asta. Nimic. Malen, 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 are viteză, Malen, te rog, Malen, te implor. Dau pasă, să dau pasă, mă. Malen, altruist și full Krug. Egalează în minutul 86, am vrut să șutez cu Malen, sincer. Dar am zis că, bă, hai să nu riscăm totuși. Am avut nevoie de Malen în meciul ăsta, incredibil. Malen foarte bine aici, vine Fulcrug din spate. Greuț, dar vine el încet, încet. Reușește să scrie golul egalizator. Greu, dar măcar egalăm. Cât de bine aici recuperăm și a plecat. A plecat Fulcrug. Pleacă Fulcrug. Fulcrug. Fulcrug în fața golului. Fulcrug. 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 Da, mă, da. Fulcrug. Mr. Champions League. Fulcrug. Da, mă, băieți, mă. Da, mă, da. Despre asta vorbim. Asta este, asta este Borussia Dortmund, măi. Cât de bine, bă, cât de bine fuge. Wow. Culmea, tot în plasa laterală unde dădeam de obicei. Incredibil. Fulcrug. Omul care a primit o ofertă, care este vândut în momentul actual. Reușește să întoarcă 4 goluri în 2 meciuri, Fulcrug. Wow. Fulcrug. Wow, 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 wow. Și Porto, cedează. În ultimele minute, Fulcrug, Malen reușesc să facă cea mai frumoasă combinație din meciul de astăzi, să zicem așa, și reușim o victorie grea. Din 9 șuturi la pauză, avem doar 12 la final, ei din 1-1 au 8-5, se vede că au întors și au intrat puțin în mână și ne-au cam dominat pe tot ce înseamnă partea de atac, pe partea de apărare. Pe note, Fulcrug a intrat în teren foarte bine, Malen foarte bine. Cine a mai intrat pe parcurs? A intrat Sabitzer care a ieșit, a intrat Kiki, Royce care a ieșit. Bă, a fost chiar ok. A fost chiar ok cum s-a descurcat, cum s-au descurcat băieții în meciul de astăzi. Urmează un meci extrem de important în campionat. Toate meciurile din campionat din momentul ăsta sunt importante. Orice egal și orice înfrângere pe noi ne distanțează de Bayern. Deci practic nu avem nevoie de victorie împotriva asta celor de la Gladbach. Sper la o victorie bună. Trimitem în teren echipa cu Lewandowski, Sancho, Sabitzer, Brand, Malen, Emre Can, Madsen, Schlotterbeck, Ibanez, Reysen și Kjobel. Avem și ceva rezerve pe bancă. Îl trimitem pe Sancho obosit, dar am încredere în el. Lewandowski și Madsen. Foarte bine. Gladbach cedează punctul. Punctele de fapt, dominăm 8 șuturi cu 6 pe poartă, foarte, foarte bine. Urmează și returul cu cei de la Porto după un 3-2 foarte greu, un tur reușit de către noi. Data asta trimitem o echipă mai puternică cu Lewandowski, Ademi, Royce, Brand și Malen, Emre Can, Madsen, Schlotterbeck, Schüller, Rațiu și Kjobel. Singurele noastre modificări sunt Rațiu și Ademi, ceilalți fiind puțin cam obosiți, de aceea noi și mizăm acum pe puțină viteză pe părțile alea două. Sperăm la o victorie și hai să-i batem și pe ei la scor. Cât de bine acolo Lewandowski, 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 Lewandowski! Este gol. Ce greșeală aici am făcut cu șpule bărbatul. Trebuia să-l țin în spate, m-am dus atac mingea. Am vrut să dau tackle prin alunecare și am dat doar pe stand, pe doar să întind piciorul. Și șpule bărbatul greșește teribil. Galeno înscrie 5 goluri în 10 meciuri. Wow.
Foarte bine aici Lewandowski. 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 Puf. Nu vă văd, nu vă văd. Lewandowski. Golul ăsta merită un like, un share și un subscribe. Cât de bine aici Lewandowski cu exteriorul. Superb. Superb. Cât de bine. Reușim să reintrăm un avantaj practic pe general. Pasa nu este rea pentru Lewandowski, 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 intră în careu, Leva, Leva, Leva! Leva, atacantul de clasă, un atacant care ne face mult mai fericiți decât oricine. El și cu Fulcru, doi atacanți care, pe care îi ador, practic. În momentul actual îmi pare rău că l-am vândut pe Fulcru, i-aș fi dat mult mai multe șanse, am vrut să-l vând, nu știu de ce exact. Dar se vede că cu cât ești mai în vârstă, cu atât ai mai multă experiență. Lewandowski ne arată acest lucru în momentul de față. Reușim să dăm gol cu Lewandowski din nou. Ademi, cât de bine driblează Ademi. Pasa nu era pentru Lewandowski. În fața hat-trick-ului! Lewandowski distruge, face fiul Ronaldo. Hat-trick în mai puțin de 30 de minute, nici nu știu exact cum a dat golurile astea. Cât de bine aici vede Ademi pasa, nimeni nu-l ținea pe Lewandowski, preia în careu, șut cu stângul. Incredibil ce atacant putem să avem aici, ce atacant am putut transfera. Un match care a devenit mult mai simplu din punctul ăsta de vedere. Leva, Leva, Leva e destul de încet, dar are viteza necesară să scrie 4 goluri într-o repriză inimaginabilă făcută de cei de la Borussia. Am fost la ei acasă, am mers în Portugalia, ne-au dominat. Sau cel puțin s-au apărat demonstrând faptul că pot juca la nivelul nostru. Dar apoi au venit ei în Germania și le-am arătat că pe nemți nu-i bați nici după ce se fluieră. Nici după fluierul final nu bați nemții niciodată. Lewandowski pune punctul pe ei, 4-1. Roy, se întoarce mingea la Ademi, Ademi. Ademi. Pasa e foarte bună pentru Lewandowski. Lewandowski, ce le faci, tată Lewandowski? Lewandowski, calmează-te. Calmează-te. Calmează-te, 28-34. Wow, 28-34, 37-45 și 50 și cât e acum, 52 minutul. Wow. Ia că mai vine o fază aici, Emre Can, Lewandowski. Lewandowski, n-apucăm. Ce era? Ce era să mai dăm încă unul? Pasta e pentru Lewandowski, pe sus Lewandowski în careu, Lewandowski se întoarce. Bă, nu mai știu să mă bucur, efectiv, a dat Lewandowski din toate, a dat 6 goluri în momentul ăsta. A dat 2 hat-trick-uri, ce a făcut aici Lewandowski? Ia uite, hop, l-a întors frumos, hop, hop, direct la colțul lung, nicio treabă, portarul inexistent. Uitați de aici cum se vede, mamă, cum se vede de aici. Mamă! Lewandowski, wow, ce golaso! Se golaso, bro! Da, este un foul clasic. Din greșeală Malen pune piciorul acolo, chiar îi pune o piedică zdravănă. Este un foul meritat, un penalti acordat așa cum trebuie. Este Burke. După ce că facem faza genială aici de bro, 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 Burke. Burke, bro. Royce, foarte bine pentru Lewandowski, Lewandowski driblează, Lewandowski! 7 goluri într-un match, Lewandowski MVP! 7 goluri date de Lewandowski, wow, m-am apăsat din greșeală, ai. Lewandowski, 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 bro!
ce match, ce fază, deci, bro, deci nici nu știu cum să numesc episodul ăsta, efectiv, Lewandowski, legenda urbană, Lewandowski, omul în flăcări, Lewandowski 8-1, nu știu cum să-l numesc. Nu pot să cred așa, da-te încolo, nu, no. Nu, no, nu te cred. Nu te cred, pur și simplu. Nu te cred, dă-o încolo, am vrut să diblez toată echipa numai ca să nu dau gol. Se termină, Lewandowski ia mingea acasă, 11 șuturi, 8 goluri. Wow, o dominație totală, note excepționale, toată echipa a jucat impecabil. Penalti ratat, apărat, unde este Burki, vreau să găsesc pe Burki, pe Kjobel, scuze, am zis Burki. Cred că am zis de foarte multe ori Burki, îmi pare rău, Kjobel. 7.8 penalti apărat, Lewandowski 8 goluri, 4 asisturi Ademi, 3 asisturi Brandt, 1 asist Royce, foarte, foarte bine. Celelalte semifinaliste din Champions League sunt Bayern München care trece de Lazio 3-2, Atletico care trece de PSG 4-2 și surpriză Interul care trece de Manchester City, deși pierde returul cu 2-1, reușește să treacă cu scorul din tur unde au câștigat cu 2-0. Urmează un meci extrem de greu împotriva celor de la Leverkusen, un meci pe care l-aș fi jucat, doar că vreau să lăsăm campionatul la voia sorții, așa că o să simulăm și acest meci. Trimitem în teren echipa aproximativ clasică, câteva modificări, vine Fulcrux, Sancho, Sabitzer, Brand, Malo, Nemrecean, Madsen, Schlotterberg, Ibanez, Mason și cu Kjobel. Hai să vedem dacă reușim să câștigăm meciul 1-1. Hai să ne rugăm că s-au încurcat și cei de la Bayern München și au pierdut și ne apropiem la 5 puncte distanță. Hai să vedem. Te rog. Nu s-au încurcat, suntem la 7 puncte distanță de Bayern. Am vrut să zic 8 puncte, m-am uitat la Leipzig prima dată, am văzut 61 și am zis că noi suntem pe locul 2. Nu, noi suntem la 8 puncte față de Bayern, deci campionatul e puțin cam. Și ultimul meci din acest episod este cel împotriva celor de la Leipzig. Un meci în care, bă, eu zic că îl câștigăm. Merg pe scorul de 2-0. Echipa este aceeași clasică de star, nu vreau să fac nicio modificare în ea. O să-i dăm un quick sim și eu zic 2-0 pentru meciul acesta. Și am pierdut cu 1-0. Că acum clar campionatul este dus. Hai să vedem ce a făcut și Bayernul, dacă au câștigat, dacă nu. Vedem că jucăm cu Atletico Madrid mai departe. Deci și Interul cu Bayern. Nu știu, poate să avem o finală 2013 Dortmund-Bayern. Să vedem ce și cum. Hai să vedem în Bundesliga ce a făcut Bayernul. 68 de puncte, s-au încurcat. Noi dacă am fi câștigat meciul trecut și meciul ăsta, poate era cu totul altceva acum. Dar din păcate ne încurcăm și rămânem la 8 puncte în spatele celor de la Bayern. Pierdem și locul 2, pierdem și locul 3. Cădem tocmai pe 4, nu este un loc rău, l-avem asigurat oricum, dar o să încercăm să luăm măcar un locul 2 până la final. Cam astea fi spuse, voi nu uitați să apăsați pe butonul de like, pe butonul de subscribe, pentru că pe mine mă ajută foarte mult. Să-mi scrieți în comentarii cu cine să mai facem carieră, pentru că ne apropiem de final încet încet. Și până data viitoare, eu am fost Sony și noi ne revedem cu siguranță la un nou clip de sigur seara, pe un live. Pa, bă! Ăsta e refren ca la mine, nu găsi nu se leagă de piesă, nu trebuie să-l gândești. Vi zic de două ori ca să vă captezi atenția, că suntem în război și muzica e muniția. Ăsta e refren ca la mine, nu găsi nu se leagă de piesă, nu trebuie să-l gândești. Vi zic de două ori ca să vă captezi atenția, că suntem în război și muzica e muniția.